Împreună pentru siguranța copiilor, așa se numește noul proiect al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov. Potrivit proiectului, educația primită la școală trebuie să fie completată cu sfaturile și exemplele oferite de familie, deoarece acestea au o influență mai mare asupra copiilor decât toate cuvintele și explicațiile ulterioare. De asemenea, printr-o comunicare constantă cu cadrele didactice, se poate corija în timp util eventualele comportamente deviante ale copiilor, care astfel le-ar putea afecta evoluția ulterioară. Părinții trebuie să acorde o atenție deosebită relației cu proprii copii, deoarece lipsa de supraveghere sau o supraveghere necorespunzătoare pot crea premisele adoptării de către aceștia a unui comportament deviant sau chiar delicvent. În acest sens, Poliția Brașov oferă părinților câteva sfaturi în speranța că îi putem feri pe copii de infracționalitate. Unul dintre sfaturi este să vorbiți cu fiul sau fiica dumneavoastră despre cine îi sunt prietenii și cunoștințele sale, apoi să o întreba sau să-l întrebați unde și cum își petrece timpul liber. De asemenea, trebuie să explicați clar copiilor și adolescenților că furturile, indiferent cât de nesemnificative sunt, nu vor fi probe de curaj, ci fapte culpabile, precum și ce fel de pedepse pot primi ca urmare a comiterii acestor fapte. O altă recomandare este să evitați violența și injurile în mediul familial. Acestea sunt cauze care duc la declanșarea unor conflicte care pot degenera în violențe. Un limbaj controlat, fără jigniri, previne adesea escaladarea conflictelor. Stabiliți de ce sume de bani dispune copilul dumneavoastră, testați felul cum cheltuie banii de buzunar sau economiile, iar în caz că aveți îndoieli, stați de vorbă cu el. Urmăriți comportamentul copilului dumneavoastră, observând dacă posede lucruri care nu-i aparțin. Vorbiți cu copiii și adolescenții despre valoarea proprietății personale și publice, explicați-le ce urmări pot avea distrugerea diferitelor lucruri sau bunuri. Păstrați o relație foarte apropiată față de copilul dumneavoastră și sprijiniți-l atunci când sesizați că trece prin momente dificile sau devine retras și introvertit. De asemenea, părinții sunt sfătuiți de poliții să nu încurajeze tinerii să-și creeze conturi pe rețelele de socializare înaintea vârstei de 14 ani sau să posteze pe internet informații și fotografii cu caracter personal. Părinții mai sunt rugați să verifice periodic activitatea copiilor în mediul virtual.